uitat de el, compadre. Compadre înseamnă cu mătru. La cu mătru, eh? La restaurant la cu mătru. Deci drumul ăsta duce înspre autopistă, unde cam într-o oră ajungem sus la munte, la cota 2200. Dacă mai mergem un pic, o să vedem Sierra Nevada. Dar nu cred că se vede bine aici. Acum la ora asta e alb, munții sunt albi de zăpadă. Mai este un pic până ajungem la un eucalipt care e înflorit. L-am văzut de câteva zile, era plin de albine. Au și ăștia, depinde ce umiditate au, înfloresc. Primăvara, vara, toamna, iarna, nu au o reglă. Uite, dacă vrei să vezi, zic că de unde ne vine nouă polenul ăla de culoare așa, crem, un lămâi deschis. Ia uite că intru un pic aici, fii atent. Aici vezi și fructe, cum ar fi piperul alb, și flori, tot timpul anului. La ora asta avem, să vedem, avem... Uite dacă vrei să... Aici ne indică câte grade sunt. Păi 10,5 grade. La 10,5 grade nu cred că o să vedem albine. La 10,5 grade nu cred că o să vedem albine, dar... Uite câte floare are. Are un miros așa piperat. Parcă e. Când eram copil îmi aduce gume din Germania. Piperment. Așa avea o aromă, parcă... Bineînțeles, chimicală, dar asta are o aromă naturală. Hai că înturnăm și mergem, ne continuăm drumul. Uite cum curge. Vezi niște copaci foarte interesanți. Aici, în zona asta, sunt foarte mulți copaci ăștia. Așa că... Bine mi-am instalat stupina, pentru ca să avem polen tot timpul iernii. Fii atent câți copaci sunt lângă altul ăștia. Zic că e interesant că avem un eucalipt înflorit. O să vezi că mergem până acolo. Mergem la el să vezi... Ce bogată e înflorit. Da, nu-ți vine să crezi în timpul ăsta. Ei, nu, bineînțeles că aici sunt foarte multe plante, copaci care înfloresc după anotimpul de acum. Da, la noi ne așteptam la zăpadă în România, dar aici sunt fel și fel. Cum? Avem și zăpadă, avem și zăpadă. Bine, pe Sierra Nevada o să... Uite, uite, vezi eucalipt înflorit. Uite-le. Da. Uite ce flori faine. Da. Ăla era acum câteva zile la încărcat de albine. Aici o luăm spre Tal, Macael, Olula de Rio. Sunt niște zone superbe. Asta e o intersecție periculoasă, mi-a întâmplat multe accidente. Avem un castel de pe timpul ocupației, da, maurilor. A fost un arab care era mare împărat acolo, la castel. Ce drumuri avem noi pe aici? Da, putem să batem munță cu mașină de care vrei, de dorit, cât e luxoasă. Da,
România, nici în comuni destul de mari, nu sunt drumurile care sunt pe munți și până la plantațiile care le au oameni de almende, de măslin, de... Nici măcar la oraș nu găsești drumul de aici. Să stai aici la mine ca să vezi, bă, ca să nu vezi tu în luna ianuarie când înfloresc almende, când înfloresc... Cum le zice în românește, dumne, că acum nu mai vine. Nu știu, chiar nu știu în românește cum le zice, dar, mă rog, noi le spunem cum le zic spaniolii, almende. Almendras,